Dragi prieteni, bine ne-am regăsit și de astă dată. Mulțumim frumos pentru răbdarea dumneavoastră, proverbială de acum. Aș îndrăzni spune din capul locului că merită, că se merită, de ce nu, cu un frumos iz de modestie. Ce mai la deal, ce mai la vale. Am iarăși bucuria să vă prezint de la Câmpul Lung, de la Moldova, cum îmi place mie să spun, și profesorului Ion Filipciuc. De la Câmpul Lung, de la Moldova, a venit și astăzi să ne acorde o vorbă înțeleaptă, un gând bun și cald. Cine altcineva decât doamna Artemisia Ignatescu. Doamna Artemisia Ignatescu, din Câmpul Lung, de la Moldova, bine ați venit pe la noi și de asta dată. Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatori. Da, nu sunteți, iată, la prima abatere de acest gen. Și văd că, văd că recidivați cu multă bucurie. Bă, și văd surâsul bogat pe chipul dumneavoastră frumos și luminos. Haideți să depănăm câte ceva din învățăturile vieții. Ne-am născut, ne-am luat și eu... Da, așa cum am mai spus și data trecută, da. La 1 martie 1928. Da, păi nu-i de aici de acolo, ați fost așa. Un privilegiat al sorții, da, nu? Da, în Comuna Păltinoasă, atunci județul Câmpul Lung, Câmpul Lung, acum județul Suceava, din părinții Ilie și Alexandra Zugrăv, născută Brădăța. Așa, vedeți, a fost un sâmbăr de interes privește. Da. E un, da. un nume care mi este foarte, foarte drag. Da, dar mi-te nouă. Mulțumim tare frumos pentru această minunată vorbă. Ați spus 1 martie. 1 martie? Păi 1 martie nu e chiar de aici, de acolo, nu? Da. Păi, aș putea îndrăzni să ne mărturisiți anul? 1928. 1928, da, după o socoată... Am împlinit 91 de ani și 4 luni, probabil. Nu știu dacă am socotit bine. Deci, martie, aprilie, mai, iunie... Da, da. Este... Am intrat deja în luna a cincea. Este. Da, mă impresionează cifra cu care operați, da. Și văd că aș spune că dumneavoastră faceți jocurile, nu soarta, văd că, deși cronicarul spunea cândva că omul este sub vrem, da. Da? E, cum să zic eu, Dumnezeu mă ajută să mai fac jocurile. Am foarte multe beteșuguri, mă mișc cu cârja și uneori o iau în stânga și în dreapta și cu cârja. Am probleme foarte grave cu ochii. Am venit la 35-a intervenție mâine. Dar Dumnezeu mi-a lăsat încă mintea limpede și de aceea încă mai am încredere în viață. Ce frumos. Cât va fi, nu știu. Dar atâta cât este, aș dori să fiu lucidă, să fiu de folos. Să nu... Asta mi-a fost țelul în viață, să nu trec așa... poate, da, ca gâsca prin apă sau să las ceva în urma mea, să nu fac umbră pământului. Și da. Dacă Dumnezeu o să mă ajute, eu am o rugăciune pe care o rostesc, nu numai seara, dar ori de câte ori. Doamne, ajută-mă să mă pot ajuta până în ultima clipă să nu fiu povară nimănui. Pentru că este cumplit să... Chiar dacă răsplătești pe cineva, chiar dacă îi lași moștenire sau cât ai, mult puțin cât mi-a dat Dumnezeu și mie, nu vreau să necăjesc pe nimeni. Și
vreau și repetând acest lucru, am citit și se pare că sunt lucruri adevărate, că sunt oameni care își programează moartea. Eu nu știu dacă o să-mi o programez sau nu, sau dacă voi avea această putere, dar vreau să nu fiu povară nimănui. Vreau să mă pot ajuta până în ultima clipă a vieții. Ce frumos vorbit! Să ne audă! Cine are urechi de auzit? Ochi de văzut? Da. Da, ne-am născut, ne-am luat și obligația de a muri. Absolut. Iar ca să mori, de ajuns să fii viu, spune. Da, da. Se prevede că populația, că oamenii vor trăi mai mult. Mie mi se pare că a crescut totuși media. A crescut media mult, de viață, da. Acum, eu, cum să vă spun, eu provin dintr-o familie, mă socot longevivă, dintr-o familie de longevivi. Că mai spuneam și rândul trecut, din cei 10 copii, din cei 14 copii al lui Moșu Brădățan, Vasile și Maria Brădățan, 10 pe care i-am prins eu în viață, jumătate au murit foarte tineri, dar datorită unor împrejurări, inclusiv mama mea a murit de tifos exantematic. Unii au călcat în timpul războiului în mine, alții au avut alte accidente de război, dar toți ceilalți au trecut peste 80 de ani. Din partea lui tata, tot așa, două surori ale lui care au rămas în viață au murit până în 50 de ani, tot datorită unor cauze. Pe una, e bine să știm, a mușcat un câine turbat, avea 36 de ani și pentru că nu existau atunci tratamente sau poate existau, dar oamenii nu știau să se ducă, pur și simplu a turbat și ea și a murit în niște chinuri îngrozitoare la 36. Dar după aceea tata a murit și el relativ tânăr, la 68 de ani, dar am avut un unchi care și bunica, pe bunicul nu l-am prins, că era morar și l-au ucis tâlhare și avea 50 ceva de ani. Dar pe bunica a trăit 84 de ani. Și un unchi preot a trăit și el 81 de ani. Deci cumva mă socot dintr-o familie de longevivi. Și iată, am depășit 90 de ani. În una din cărțile mele, unde n-am pus prefața nimănui, ci confesiunile mele, spun că nici n-aș fi visat să ajung la această vârstă, date fiind încercările prin care am trecut și la 24 de ani sănătatea era așa de șubrezită încât am fost pensionară de boală. Pensionat de boală, asta mă costă, pentru că suntem pentru că s-a votat legea pensiilor, pe lângă faptul că am ieșit de mult la pensie, am ieșit ca director de casă de cultură, ca bugetar și acum mă trezesc că am foarte puține puncte pentru că eu am fost pensionară gradul 3, am stat un an să mă refac și pe urmă am lucrat. Și toți anii aceia mi-a tăiat de la punctaj, pentru că s-a socotit că am luat și pensie. Atunci mă bucuram, aveam 242 de lei. Da. Da. Sunt niște chestii de viață care poate nu se știu. Dar mulțumesc lui Dumnezeu atât cât am, nu spun cât. E modest. Însă, da, însă în fiecare clip îi mulțumesc soțului meu care a făcut sacrificii, a fost prizonier, a fost veteran de război și de la 1 ianuarie am primit o indemnizație la care tot nu mă așteptam și care îmi completează. Cât de cât? Da, sigur că da. Și mergem înainte. Ne încadrăm atât cât avem. Dacă știm să ne chipzuim, mergem.
nu e nepoliticos să spun că aveți 91 de ani și 4 luni, că sunteți născută pe 1 martie. Cine mai este născut pe 1 martie și de ce 1 martie? De ce n-a fost, știu, 27 februarie? Undeva 2 martie. Scriam că m-am născut, că părinții, sau că o barză la 1 martie m-a adus în cioc părinților ca dar. Eu știu dacă am fost dar sau n-am fost dar, dar a fost dar viața care mi-a fost dată, așa cum a fost ea cu bune, cu rele. M-am născut în... Mai spuneam eu gluma aceasta, că probabil că fiind născut în aceeași zi cu Ion Creangă, de la el am moștenit abilitatea de a povesti, talentul de a povesti, dar tot eu am spus și am corectat că am povestit, am moștenit-o pe bunica, o femeie simplă, fără multă carte, nici nu știu dacă știa să îi scălească, pe atunci femeile nu făceau. Bunica singura pe care am cunoscut-o, pentru că bunica mamei a murit foarte când mama avea 2 ani, așa, bunica Ecaterina, și povestea atât de frumos și cu atâta tâlc, cu atâta înțelepciune, a fost un munte de înțelepciune. Și chipul ei luminos îl am în față. Sigur că am moștenit și de la părinți niște calități și niște defecte, așa cum. Dar darul acesta de a povesti l-am moștenit de la bunica Ecaterina. Dar se spune că, și mie mi s-a spus, că de obicei ne aruncăm, semănăm cu bunicii noștri. Cu bunicii, da, da. De asta și țin părinții să le și pună copiilor nume din... Da, e adevărat. Dar eu mai trec acum la vremurile noastre. E bine că semănăm bunicilor, e bine că se ocupă bunicii de educația noastră, dar parcă uneori se cade în cealaltă extremă și din partea părinților și din partea bunicilor. Apoi dacă n-am avut eu, să dau totul copilului sau nepotului, și tare mulți au luat o razna. Pe când bunica și părinții mei m-au educat în spiritul vremurilor de atunci, să prețuim munca, să prețuim cinstea, să prețuim tot ce ne este dat, să avem un anumit cod moral, să respectăm anumite principii. Eu nu acuz, Doamne ferește, bunicii de astăzi că nu i-ar învăța pe copii. Poate nu pentru că nu-i învață, ci pentru că le tolerează. Și dintr-o dragoste prost înțeleasă, eu nu știu dacă sunt eu cea în mai măsură să dau lecții, îi tolerea, lasă că eu am fost pusă de mică la până am mers la liceu, la stative, eu am fost luată de mică la câmp. Prășit, la câmp. Eu aveam responsabilitățile mele față de cei mici, pentru că eram soră mai mare, am mai avut una mai mare, dar a murit. Acum aud bunici, nu vorbesc de orășeni, vorbesc de bunici de la țară. Lasă că o să învețe. Până să mărită, o să învețe. Nu știu dacă chiar o să învețe. Depinde. Nu știu. Și iată, e adevărat că căsnicile de astăzi, care ajung să se facă conform tradiției, cu cununie, cu așa, căsnicile de astăzi nu mai pun poate problema, mai ales la oameni educați, că nevasta trebuie să știe să gătească, să, de multe ori să împart, mă rog, obligațiile într-o căsnicie. Dar e bine când o soție știe să se descurce. E bine. Eu
m-am ocupat și mă ocup și acum de peste aproape 50 de ani de un club femina. Acum doamnele care au mai rămas au îmbătrânit odată cu clubul. Cele tinere au prea puțin timp să mai vină la club. Dar în calitatea pe care am avut-o, am avut și 100 de membri ale clubului femina pe care l-am înființat pe lângă Casa Orășenească de Cultură din Câmpul Lung. Și am format noi un fel de sfat al omeniei de care mă ocupam, care venea în ajutorul femeilor cu probleme, care aveau probleme în căsnicie, care aveau probleme cu copii, care aveau probleme diverse, așa cum sunt în viață. Și întotdeauna le spuneam și am satisfacția că am salvat niște cupluri de la despărțire, am salvat niște copii de la a fi abandonați. Întotdeauna le spuneam așa, că într-o căsnicie nu se poate să fie toate ca pe roze. Să nu folosesc un cuvânt greu, că mint cei care spun lucrul acesta, să zic așa că nu prea spun adevărul. Pentru că este imposibil. Vine unul dintr-o parte, celălalt vine din altă parte, din altă familie, cu alte caractere. Totdeauna le spuneam, și le spun și acum, uitați-vă la degetele noastre, aparent arătătorul și cu inelarul aparent sunt la fel, dar nu sunt la fel. Priviți atenți. Nu sunt la fel. Toate nu sunt la fel. Toate nu sunt la fel. Dar lucrează în același... Lucrează în același scop. Și atunci spuneam așa, nu pretindeți ca dintr-o dată să fie să meargă toate ca pe roz. Nu vor merge niciodată. Oamenii sunt ocupați, oamenii sunt vii, se mai supără, se mai enervează, își mai varsă unul pe altul. Experiențe de viață diferite, așa. Temperamente diferite. Da, sigur că da. Își mai varsă unul pe altul amarul, își mai varsă pe unul altul furia, depinde aici și de chestii de bun simț, de educație și de multe. De bagajul genetic. De bagajul genetic și de multe. Totul este și obișnuiesc să scriu când dăruiesc cuiva, nu mai sunt la modă felicitările, dar dacă faci cuiva un cadou de nuntă sau așa, scrie o felicitare și obișnuiesc să spun niște lucruri auzite de la alții, nu mi-aparțin neapărat mie, că viața este așa cum este. Este important ca să avem răbdarea să așteptăm să răsară soarele din nori. Întotdeauna va răsări. Dar totul este să ai răbdare și înțelepciune. Sau am auzit o pildă pe care merită să o spun aici. Sora mea a fost, am o singură soră, restul sunt băieți. Sora mea a fost căsătorită cu un neamț din Banat. Și au ajuns la nunta de aur și au făcut ritualul la biserica catolică, că de obicei se respectă confesiunea bărbatului. Dar sora mea și-a păstrat. Și atunci a rugat să fie chemat și preotul ortodox. Și preotul acela tânăr, care provenea și el dintr-o familie mixtă, mama româncă, olteancă și tata ungur sau nu știu ce era, și preotul acela a dat o pildă și a spus așa, că viața se aseamănă cu un trandafir, căsnicia se aseamănă cu un trandafir care are petale frumoase, care miros frumos, așa, dar are și spini. Important este să știi
să curăți spinii și să-i dai la o parte pentru a putea să te bucuri de ceea ce este frumos. Nu vă întrerup vorba, că povestiți prea frumos. Nici nu, dar nici nu m-am gândit că ajung la această discuție. Să vă spun că este un poet, Rainer Maria Rilke, da? Iubitor mare de trandafiri, care a murit, chiar așa, a murit din pricină de înțepătura unui trandafir. Sunt foarte periculoși. Nu, dar în același timp sunt atât de frumoși, da. și atât de frumos. Da. Totul este să folosești sau să știi să dai deoparte spinii. Frumusețea care nu este admirată nu există. Da, așa cum, iarăși revin, sunt furtuni în fiecare căsnicie, mai mari sau mai mici, să sperăm. Până la tsunami, nu? Da? Să sperăm că nu chiar până la tsunami sau nu dorim. Da. Dar mici furtuni sunt. Firești. Așa. Apar nouri. Apar. Care sunt cei buni, ca aducători de ploaie, nu? Așa, aducători de ploaie. Ei, totul este să ai răbdare. Că știi că întotdeauna din nori va răsări mai devreme sau mai târziu soarele. Zorii zilei apar pânteclul nopții, nu? Și dacă doi într-o căsnicie au înțelepciunea, să nu credem noi că neapărat noi femeile suntem cele bune și bărbații răi sau ei sunt buni și noi sunt rele. Nu. Fiecare are bagajul său de lucruri bune, comportamente bune și comportamente mai puțin bune, cauzate de diverse cauze, ca să fac un joc. Da, așa. Mai mult sau mai puțin obiective. Sau și subiective, mult sau de mai bună mult, seama. Poate da. Să fie și subiective. Așa. Trebuie și unul și celălalt să aibă înțelepciunea și răbdarea. Pentru că de ce insist asupra? Și în cărțile mele am insistat asupra acestui lucru. Tare repede se despart. Tare repede se căsătoresc. Pe cât și de repede se căsătoresc câteodată, de cât da? Pe cât și de repede se căsătoresc. Arzând niște etape obligatorii. Așa. Și tare repede se despart. Și nu nimeresc mai bine. Da? Nu nimeresc întotdeauna mai bine. Dar că ne folosim de că sunt variante acum. Da. Nu sunt de acord. Nu vreau să fac aici apologia unor teorii folosite de unii. Așa. Nu sunt de acord ca să nu se căsătorească. M-a impresionat cântăreața aceasta, Andreea Balan, o fată foarte, foarte dotată, care a mărturisit că ea cu George al ei, parcă George îl cheamă, se iubesc foarte mult, se consideră soț-soții, au deja doi copii, dar au considerat că oficia legal căsătoria este fără importanță. Ea a ajuns într-o situație foarte gravă la medic, era să moară, cineva trebuia să dea urgent medicului să dea adică să accepte să se facă o anumită intervenție, au trebuit aduși părinții de nu știu unde. Și atunci au ajuns la concluzia că trebuie oficiate și legal aceste căsătorii. Da, unii preferă varianta cealaltă, care poate și mai temeinică. Primăria spune și nu spune mare lucru. Un funcționar de primărie... Sunt așa de formale. Dar cea condusă către cupola bisericii, aceea este totul. Da. Uniunea pecetluită în... Da. Și de colo și de colo. Da. Așa, ca să mă exprim, face asta o reclamă. Face asta o reclamă a lui Gianina, asta e foarte simpatică. Dar văd că sunteți cu ochii pe tineri ăștia. Și de acolo și de acolo. Sunt cu ochii, fără voie. Fără voie, domnul Brădățan. Dumneavoastră, nu se vă sunteți foarte tânără, prin felul în care gândiți. Cum să zic? Prin felul în care zâmbiți. Da. Am făcut multe greșeli în viață. M-am căsătorit tânără și soțul meu era cu peste 10 ani mai mare ca mine. Trecuse prin prizonierat, trecuse prin război. Eu
rămasă orfană cu atâția frați în urmă, nu din interes. Simțeam nevoia unui sprijin, nu numai material, că nici el poate nu avea ce îi trebuie după război, un sprijin moral. Pentru mine a fost totul sprijinul lui. Am avut cu cine să împart necazurile, greutățile. Am trecut prin multe. Și vă spun, nu mi-a fost ușor. Mi-a fost chiar foarte, foarte greu. Nu vreau să intru în amănunte. Au fost momente când și noi puteam să luând în seamă niște abateri de ale lui și niște... Îmi place cuvântul. Abateri, așa le-ați spus, cu eleganță. Da. Eufemistic, da? Câteodată bărbații se mai antrenează și uită să vină acasă cu așa cu un pahar în plus. A trecut și perioada asta. Aveam un obicei. Și vreau să spun că nimeni nu m-a educat. Eu când am luat viața în piept aveam 16 ani și mă îndreptam spre 17 ani când mi-a murit mama. Și am găsit satuar și greutăți, am luat totul de ce. Și tata atunci a fost foarte bolnav, eu m-am mai spus-o, eu s-a recăsătorit cu o femeie care a reușit să despartă un tată de 6 copii. A reușit, prin mă rog, slăbiciunile vieții. Și vreau să spun că n-a avut, acum sunt emisiuni educative, sunt psihologi, sunt atâtea mijloace. Pe mine n-a avut cine să mă educe nici ca să pot să-mi educ frații, am trebuit eu educată. Dar m-am izbit de prag, mi-am vindecat cucuiul și am învățat și am mers mai departe. Și înțelepciunea pe care o vedeți dumneavoastră la mine, dacă este sau nu este, înțelepciunea a venit și din suferință și din greșeli și din greutăți enorme și materiale. De acolo a venit. Și eu știu, cum să zic eu, și mi-am impus cu timpul. Eu făceam emisiunea locală, am făcut foarte mulți ani, 18 ani am făcut voluntar după ce mi s-a desființat postul, că s-a desființat în 70, când au fost inundațiile, s-a desființat, că eu eram, am fost întâi salariat a radiodifuziunii, nu a difuziunii, nu, era radioului București, el, radioul ne-a pregătit prin cursuri de redactori specifice și ne-a pregătit pe ăștia din rețeaua locală. Emil Satcu, pe care îl admir, căruia îi port o deosebită considerație, a fost coleg cu mine. Eram mereu în întrecere. Când el pe locul întâi, când eu pe locul întâi la emisiunea locală, pentru că noi aveam așa o ambiție să facem emisiuni locale la nivelul posturilor centrale. Dar eu făceam munca 11 oameni. Eu nu aveam nici tehnician, eu nu aveam nici alt redactor, aveam voluntari, dar nu aveam plătiți. Și eu făceam, eu fonotecam emisiunea și ca să fac economii de bandă, nu tăiam banda, să fac economii, nu aveam, îmi trimiteau benzi prin poștă de la Radio București. Și atunci transcriam de pe un magnetofon, magnetofoane dintre alea vechi, colegul dumneavoastră de la tehnică, nici nu știu dacă știe, erau Tesla. Noi le consideram foarte buni, dar atât de greu de purtat, de-abia era ca o valiză grea, foarte greu. Și căpătasem așa o dexteritate, că apăsam și ca să nu se audă nici zgomotul când transcriam, am căpătat așa o dexteritate. Aici îmi scriam materialele, mi le redactam direct la mașină. Aici fonotecam. Uneori întrerupeam, stăteam de vorbă.
cu cine avea, venea la redacție, că aveam și eu un loc. Haideți să nu vă pierd, poate ați vrut să-mi puneți și alte întrebări. Nu, nu, continuați, învățătorile dumneavoastră sunt da. Și vă totul. Spun, și vă spun că mi-am impus un anumit cod moral. Ziceam, cum pot eu să educ, dau un exemplu banal, cum pot eu să educ pe cineva să nu arunce pe jos hârtii sau resturi de mâncare pe stradă, dacă eu nu respect. Și mi-aduc aminte, eram odată la Râmnicu Vâlcea, mă îndreptam spre Olănești, spre stațiune, și când m-am dat jos din tren, am trecut prin la autogară plin de cocene de măr și câte alte lucruri pe jos. Și eu mâncam și eu un măr. Poate nu o să mă credeți, credeți că exagerez, am mers cu bucățica asta de măr și puteam să arunc oriunde, că era plin de mizerie pe jos. Și am zis, nu, dacă arunc o dată, voi arunca și altă dată. Și mi-am impus acest cod moral. Cum să fac eu educație altora dacă eu nu respect anumite principii morale? Și așa m-am autoeducat. Nu spun că sunt perfectă, nu spun că am fost perfectă. De multe ori mi se atrage atenția că de ce strigi? M-am învățat să vorbesc cu oamenii tare și să gesticulez. Să gesticulez ca să înțeleagă. Am stat de vorbă și am avut mulți artiști amatori de toate etniile. Acum, să nu credeți că consider etnia mai brunetă, mai rea decât... Erau și unii acolo cu foarte mult bun simț. Am avut orchestră la Casa de Cultură când am lucrat. Orchestră din care făceau parte și unii și alții. Nu erau neapărat ei cei mai erau. Câți ani ați condus Casa de Cultură? Eu, deci, din 70 am trecut la Casa Orășenească de Cultură. Ultima dată a funcționat biblioteca și fac o paranteză că nu știu cine e vinovat. Constructorul, proiectantul, a intrat această clădire în reparație și se distruge mai rău decât a fost, pentru că au decopertat-o ca să facă ce trebuie acolo și stă orașul fără o bibliotecă. Oamenii și-au făcut inventarul și acum au fost dați în șomaj. Așa. Și, deci am trecut ca metodist întâi la Casa de Cultură Orășenească și apoi am fost numită director la Casa Orășenească. S-a construit Casa de Cultură a Sindicatelor. Și iarăși am trecut întâi ca metodist la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și pe urmă iarăși am fost numită director, deci am funcționat din 1970 și ca metodist, și ca director, și colo, și colo, până în 1983, dar când m-am pensionat. Dar din 83 și până în 89 am făcut muncă voluntară. Atât la Casa de Cultură, cât și la emisiunea locală. Am continuat să fac, pentru că am considerat că sunt utilă și acolo și, sigur, eram solicitată, că nu mă duceam eu așa, până în ultima clipă. Ultima clipă încă, mă rog, continuă. Da. Ați mai făcut, în afară de în acestea, munca de gazetar. Munca de gazetar. Care faceți și la ceasul de față. Da, din jurul... Hai să nu pun prima corespondență prin 48 sau nu știu cât, la Lupta Poporului. Nu știu ce am dat eu atunci, ceva foarte fără importanță. Dar recrutată în rândul corespondenților din 1950. Pentru că noi, Suceava, eu am locuit aici, la Suceava. Și am fost, ne-am mutat la Câmpul Lung, acolo a fost regiunea.
regiunea Suceava, cu sediul la Câmpul Lung. N-a rezistat. Am mai spus eu și în alte împrejurări, nu existau clădiri pentru instituții, pentru locuințe, da. Pentru... N-a rezistat sau au revenit din nou la Suceava și noi am rămas la Câmpul Lung. Soțul meu, fie iertat, era mai conservator și n-a vrut să se mai mute. Aveam greutăți cu locuințele. O vă spun, am primit repartiții pentru o locuință, eu primeam repartiții și când ajungeam, locuința era ocupată, era... Nu puteai da pe nimeni afară. Exista un fel de așa... Era lumea ca după război, ca după... Na, asta era situația. Și până ne-am văzut într-o locuință, pe urmă s-au creat niște înlesniri și ne-am putut construi casă proprii, care în 74 a fost demolată ca să se construiască un internat acolo și iar am ajuns la bloc. Și, mă rog. Dumneavoastră ați spus că farmecul acestei emisiuni este... Nu, devenirea dumneavoastră cât la, iată, 90 și mai bine de ani, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu lungime de zile, cât în cape, a derivat și din faptul că n-ați fost tocolită niciodată de durere, de suferință, din acaz, de provocări, din cele mai mari. Niciodată. Și că ați știut să le convertiți în folos, în spor. Și acum am obiceiul că spun, domnul Brădățan, aud pe cei din jurul meu că se plâng, că se caină și așa. Luați, dragii mei, ceea ce este bine. Luați ceea ce este bine. Să nu credeți că eu sunt imună. Sufăr. Sunteți om. Nimic om. Noi străi. Sufăr. De... Dar zic așa, domnule, dacă mă las, o dovadă, sunt momente în care nu mă pot mișca. Mi se blochează genunchii. Dificultăți locomotorii. Locomotorii, da. Că nu mai am cartilaje. Așa. Și zic, eu dacă mă așez în pat, eu nu mă mai ridic. Și mă duc. La început mă condamnau vecinii. Mă condamnau cunoștințe. Ce umblă asta să duce pe la... să facă reportaje la vârsta asta și... Și eu zic, nu. Una, pun mintea la contribuție, în al doilea rând mă simt de folos încă și în al treilea rând, dacă m-aș așeza în pat, ați văzut, eu dacă stau în mașină, câtva timp, mi se blochează și foarte greu mă dau jos. Mai întrebați-mă și altceva, că nu vreau să vorbesc numai despre mine. Că mâine, păi mâine aveți a 35-a intervenție? Intervenție la ochi. Așa. Mâine sunt programată, 4 ani am făcut la ea și acum, ca să nu orbesc, eu văd doar cu 30% am capacitatea de aceea, iar ăsta este aproape atrofiat și în aceste condiții eu continui să scriu. Dar, scriu și nu mai îmi pot citi ce am scris, pentru că eu scriu așa. Însă îmi rămâne în minte și dictez. Dictez la calculator. Nu am la îndemână oameni tot timpul și câteodată mă mai rog de colegii, să zic colegii, vai, nici nu știu cum să-i numesc de la ziar, că mă consideră de acum de-a lor. Așa. Îi rog să fie atenți, că zic, uite, am bătut undeva. Nu toți stăpânesc limba română. Și la case mai mari, da? Și la case mai mari. Nu toți stăpânesc, eu știu, ortografia. Și se întâmplă, eu tot corectez. Mi se mărește și corectez și zic, îi rog pe dumnealor că se întâmplă să scap din vedere. Chiar dacă corectez, să-mi fug, îmi fug ochii și mie. Se scoate caligrafia din învățământ. Eu am făcut caligrafie. Păi. Eu am făcut
cum puteam scrie o scrisoare ca lumea, nu? Fără de concursul. Da, nu, numai caligrafia, dar învățam lucrurile acestea la dirigenție. Cum să scriem o scrisoare, cum să scriem o cerere, cum să ne adresăm unei autorități, cum să mergem pe stradă și să scoatem mâinile din buzunar în fața unei persoane mai în vârstă. Cum să salutăm, chiar dacă persoana din fața noastră este mai tânără, dacă sunt două, salutăm noi. Dacă sunt două, așa. Dacă este bărbat, trebuie să salute el. Cum să ne comportăm, să nu ne întindem în fața publicului, să ne întindem și să căscăm. Așa. Și multe, multe alte lucruri. Eu am avut intenția ca în una din cărțile mele, ca pe una din cărțile mele, să o intitulez Legi nescrise. Și aveam foarte multe lucruri de povestit. Nu de la mine citire, ce am învățat și eu de la alții și cărora le port o deosebită recunoștință. Data trecută am vorbit despre profesorii mei, despre învățătorii mei. Dar sunt lucruri, știți cum, ieri am ieșit de la biserică cu sora mea și nu aveam mâncare gătită și am intrat undeva să mâncăm. Și a venit o cunoștință, băiat cu facultate, care m-a salutat, a venit acolo și l-am rugat să rămână, un om cu care m-am ajutat foarte mult. Nu dau amănunte pentru că nu vreau să fie descoperit. Un băiat bun, priceput, talentat. Nu-și dă seama ce vorbește. Eram două femei în vârstă acolo. Oricine. Cuvinte vulgare. Mă, aia pe nu știu ce, nu știu cum și așa mai departe. Sigur că nu i-am făcut observații. Am luat-o sub formă de glumă. Câteodată este o vorbă, mi-e rușine mie de rușinea lui. Dar nu-l poți corecta. Rușinea de oameni și frica de Dumnezeu da. Au cam dispărut? Da, e, cum să zic, e modul lor de a se comporta. Da, îi lăsăm acolo că asta este premelnic totuși. Locuiesc în apropierea colegiului Dragoș Vodă. Și am mai scris eu în materialele mele câți le-or fi citit. Străzile nu mai au voie să fumeze în curtea liceului. Dar ies în pauze și au umplut curțile blocurilor, au umplut străzile cu mucuri de țigară. Dar nu asta. Am mai stat eu de vorbă așa, de multe ori mi-e și teamă să mai intervin. La început am suferit cumplit, acum am început să mă călesc și eu. Dar vedeam, de exemplu, grupuri de băieți, eu locuiesc în fața liceului, vedeam grupuri de băieți, să zicem 4-5 băieți și o fată. Ce puteam auzi de la ei, domnul Brădățan... Și mai ales de la fată, nu? Nu, stați așa, da. Păi asta e frumusețea. Și odată mă opresc și zic, fată dragă, cum poți permite colegilor tăi să vorbească așa de urât în fața ta? Și unul dintre ei, doamnă, dacă ați ști cum vorbește ea, nu mai spun de țigară. Nu-i mai poți opri. Fac ce știu ei, dar nu-și dau seama de consecințe. Nu-și dau seama. Le-am spus. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Da, nu-și dau seama de consecințe. Și bunica le dă bani de cheltuială să-și cumpere un suc, deși, apropo de sucuri, nu vreau să mă înjure, nu vreau să mă înjure producătorii de sucuri, nu sunt sănătoase deloc, prefer un pahar de apă. Izvor. Așa. Chiar sucurile acestea, așa zis, naturale,
Așa. Dar, mă rog, bunica îi dă de un suc și se duce și cumpără țigări. Bun. Haideți să... Ce să vă mai povestesc? Să vă rog să ne alcătuiți așa la iuțeală un mic decalog așa, de că tot am ajuns la capitolul acesta destul de gingaș, al purterii, al codului. Da. Enunțați-ne câteva... Cum să vă zic? Dragi tineri, dacă auziți, sau dragi părinți care aveți copii și puteți transmite mai departe, ceea ce vă spun eu nu este de la mine. Este învățătura pe care am primit-o de la moși strămoși pe care i-am prins, pe care i-am apucat, de la învățătorii mei, de la profesorii mei, de la persoanele mai în vârstă. Există acum disprețul ăsta. Ai trăit alte vremuri. Mâncat mălaiu? Ți-ai mâncat mălaiu. Nu. Cine n-are bătrâni? Să-i cumpere. Este o pildă veche. Eu nu zic că neapărat devenim uneori și supărători. Devenim cicălitori. Devenim șâcâitori. Poate considerăm că numai noi avem dreptate. Dar undeva există un adevăr. Noi ca mâine ne petrecem. Nu mai suntem. Dar e bine să rămână niște principii. Vedeți dumneavoastră, și eu de fapt despre asta credeam că o să mă întrebați, am ajuns să călătoresc în mai multe țări. Ei, nu vă ocolea, mă întrebați... Așa, am ajuns să călătoresc... Ajuns în America. Am fost și în America. Da. Am ajuns să călătoresc în mai multe țări. Nu cu mijloacele mele. Da. Am un frate pe care l-am crescut și care a terminat comerțul exterior și relații internaționale, iar cumnata mea este om de știință. Acum sunt în vârstă și ei trecuți de 70 de ani. Și veneau la congrese. Cumnata mea a terminat Institutul de Fizică Atomică și a luat doctoratul în chimia laserilor și a fost chemată, de exemplu, la un congres la Geneva sau a participat la un congres la Grenoble în Franța, peste 2 ani. Și am avut bucuria că m-au luat și pe mine. Și am călătorit cu ei, am poposit o săptămână în Germania, am trecut prin Austria de mai multe ori, am fost în Elveția, am fost în munții Alpi și ei, fiind stabiliți în America, am fost 6 luni în America, tot de ei chemată. Spuneți-ne. Totuși am făcut și niște excursii înainte prin OJT, cum se făcea prin ONT, așa la Moscova, Leningradul de atunci, unde am văzut niște lucruri excepționale, mai târziu la Kiev. Prin acotecele, da. Da, așa. M-am înscris într-o excursie după 92 în Turcia, la Istanbul, am fost, încă trăia soțul meu la Budapesta, am avut ocazia să văd niște lucruri în străinătate. Și apropo de America da, și ca să ajung și ca să ajung la da. Ceea ce m-ați întrebat. Soțul a murit în 92 și în 93 mi-au făcut în 92 și nu mi-au admis americanii. Visa, da. Așa. Și am mers în 93 în America, am stat 6 luni. Am rămas foarte impresionată de modul lor de viață. Dar să știți o chestiune, ai noștri au luat ce a fost rău, nu ce a fost bun. Ei luptă acum ca tinerii lor să scape de niște tare, de niște obiceiuri neplăcute. Acolo, apropo de țigară, țigările costă foarte scump, pentru că ei plătesc așa zisa taxă de păcat.
ca să-i determine, eu nu am văzut un muc de țigară decât pe malul Oceanului Atlantic. Și aceste mucuri de țigară aruncate de apă, pentru că vaporenii când... Erau carpatsferă, probabil. Nu știu ce erau, da. Aruncat pe plajă. Există, au ei aparatură care vine și le culeg de pe plajă. N-am văzut, deci, pe cineva cu țigara în gură pe stradă. Totuși, nu am văzut. Ei au început să lupte împotriva acestei, eu aș zice, nenorocire, da, ca și drogul. Și ce ați mai văzut și ce n-ați mai văzut? Cum să zic? Am fost impresionată de șosele, am fost impresionată de ordine și în Elveția, și în America, și în Germania, și în Austria, și așa mai de. Oameni buni, n-am timp să vă povestesc. Nu dintr-un patriotism local fals, ci dintr-o sinceră convingere vă spun că țara noastră nu este cu nimic mai prejos. Bucovina noastră nu este cu nimic mai prejos decât Elveția. Grădina Maicii Domnului nu este mai prejos, ba aș zice că e mai frumoasă. În ce sens? Ei au frumusețile acestea aparte. Am urcat în munții Alpi până la poale, noi cu mașina și după aceea există mașini care circulă. Asta nu am timp să povestesc. Vom termina îndată. Da, da. Așa. Dar și au munții Golaș, munți de gheață, da. Munți de... Așa. Dar au ordine, știu să folosească, au multe flori, dar nu folosesc pământul ca să ocupe cu florile. Florile sunt pe balcoane, pe stâlpi de telegraf, așa am văzut și în Franța și peste tot locul. Șoselele sunt foarte bune, au ordine, au respect. Și oamenii? Oamenii sunt reci. Oamenii sunt reci. Ai noștri, dacă vezi un om căzut acolo pe stradă, zice, las că vine cineva și îl ridică. E treaba altcuiva. E treaba altcuiva. Ultima vorbă, spuneți-o și ne vom mai găsi. Ce să vă spun? Fiți buni oameni, oamenilor, fiți iertători unii cu alții. Suntem așa de împărțiți, așa de răi unii față de alții și nu am moștenit aceasta, nu intră în caracterul și în sângele poporului român. Nu intră. Avem hibele noastre, avem păcatele noastre, avem greșelile noastre, dar românul este totuși bun, iertător. Am ajuns să ne scoatem ochii, dacă putem, pentru un ciolan. Și faceți bine. Nu vreau să fac caz, dar vreau să spun, sunt atâtea necazuri pe lume, atâția copii care au nevoie de ajutor. Nu mai știu bogații cum să-și cheltuiască banii peste tot prin lume, cu toate, își cumpără haine și poșete și, eu știu, și mașini de milioane grele și sunt atâția care cu un milion de lei vechi în plus sau 100 de lei în plus de așa de acum își pot rezolva o problemă. Eu știți ce fac? Nu ca să mă laud. De câte ori îmi plătesc telefonul, dau câte un mesaj la 8848. De ce la 8848? Este fundația aceasta care ajută copiii să se trateze. Și știu că acolo banii sunt gospodăriți. Și în loc să plătesc o sumă, plătesc câți dolari consider eu că pot să pun. Putem face bine dacă vrem. Doamna Ignatescu, putem face bine, e datoria noastră să fim buni, să vedem binele, să facem binele. Să facem bine, să fim iertători, să fim toleranți față de oameni, să nu-i judecăm
pentru orice. Nu judeca, să nu fii judecat. Încheiem aici cu surâsul dumneavoastră bogat, înălțător și profund. Și vă mai așteptăm în banca asta, în ediția următoare, mulțumesc, nu tot mai departe. Eu știu dacă vă mulțumim! Cele bune! Mulțumesc!